Băi, trebuie să recunosc într-un final că sunt gay, sunt mamă, sunt gay. Bună seara, bine v-am găsit în marea finală a Iumor. După 9 săptămâni de audiții, concurenții care au primit cele mai multe voturi din partea voastră a publicului pe aplicația Iumor s-au calificat în marea finală din seara asta. Asta e textul lui Sherman, cred. Hai să facem o șmecherie. Ia ziceți, mă, concurenții, vă las camera aici, e pornită, scrie rec aici, da? Vin să o iau peste 5 minute, bine, enjoy yourself. Tu vino. Haide. Grigorini și fanii lui. Facem, îi facem vlog? Hai să facem vlogul. Hai să-i facem vlogul lui... bună ziua și bine ați venit la vlogul lui Vlad Grigorescu. Prezentat de Marius Covachi și Ana Maria Calița. Eu trebuie să mă pregătesc de asta. Tu a cât ești? Tu a cât ești? A doua. Ești a doua. Pregătește-te. Eu zic că cel mai șmecher ar fi un set aici pus. Bam. 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 Practic îmi bag pula vlogul tău. A fost primul concurent și vreau feedback la cald. Să încep să luam vlogul tău. Da, deja asta e din... să termină sezonul, să fumează, trebuie una nouă. Tu ești cu vlogul ăla de lungi urechelul tot timpul. Un vlog excepțional, ce-mi urmăresc. 400 de mii de subscriberi doar de la mine sunt, vorbesc cu toată familia. Întrebare. Tata, după ce a văzut vlogul ăla și emisiunea, tata e profesor, ca să înțelegi, mama învățătoare. Și ei au fost foarte supărați și consideră că emisiunea este foarte vulgară. Și-s curios ce aveți voi de zis despre chestia asta. Nu ne interesează părerile părinților tăi. Da. Cu tot respectul. Trecând peste acest moment de sinceritate frustă. Emisiunea asta este vulgară? Da. Este voi, în principal, voi doi. Nu, în principal tu ești vulgar. E foarte vulgar. Cred că este din cauza nasului. Tu ai învățat copiii să-și bată cu el nas, noi nu i-am învățat să fută încă. Iar eu așa sunt. Și n-am niciun fel de complex în ceea ce mă privește. Momentele sunt foarte rare în viață în care reușesc să leg două propoziții de calitate. Dar sunt foarte mulțumit cu ceea ce sunt și nu vreau să fiu mai mult, pentru că sunt ignorant în puțin. Vă mulțumesc! Da, înainte de asta ar trebui să definim vulgaritatea. Adică, dar îmi pare rău, sună o secundă și mă spun că am și o mamă. Băi, uite-mi! Vlad Grigorescu! De câte ore filmăm, mă? De câte ore filmăm? Filmăm de 7 ore. Timp în care noi doi stăm în picioare aici. Vă rugăm să ne plângeți de milă. Da, dacă se poate chiar. Hai că începe momentul. Poți să înjuri? Nu înjur. Mă rog. Mă rog. Am luat ceva acum foarte, foarte multă vreme și o să dau. Vlad Grigorescu! Dar nu e aia, dar nu... S-a fumat aia, trebuie să găsim una nouă. Da. Și trebuie să găsim una nouă. Nu m-am pregătit. Nu avem. Lasă că lucrăm și găsim una nouă. Câte vizualizări a făcut aia cu băgame și programul? 700.000, cred. 800.000. Hm? 800 și ceva de mii. Ia uite cine mă urmărește îndeaproape.
început și la 1 milion. Hai să zicem, știi cum poți să-ți, să-ți faci un vlog care să aibă la fel de mult? Hai să zicem o chestie care să devină foarte virală, adică o chestie șocantă. Auzi, eu nu că, asta e că lumea, eu nu fac, eu am glumit că o fac pentru vizualizări, mie mi se pare pur și simplu amuzant. Toată, fie, multă lume vorbește despre faptul că sunt gay. Dacă eu acum mai spune pe cameră, băi, trebuie să recunosc într-un final că sunt gay, sunt bambam. Deci, rupi. Deci milionul în 3 zile. Păi eu s-o decupez pe asta. Mulțumesc, Bender. Tu te-ai încurăs. Pe vagabond, de ordinar.